Bună seara, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Aderarea la UE a devenit oficial obiectivul strategic al Republicii Moldova. Curtea Constituțională a validat referendumul din 20 octombrie, iar legea supremă va fi modificată. Perchezițiile la activiștii lui Șor, bănuiți că au corupt alegătorii, au continuat azi la Hâncești, Călăraș, Strășeni, Nisporeni și în alte localități, iar o persoană a fost reținută. Între timp, 40 de angajați ai Agenției Servicii Publice au fost suspendați din funcție, fiind bănuiți că au primit bani din Federația Rusă pentru votul exprimat la alegerile și referendumul din 20 octombrie. Orașul Harkov a fost bombardat de ruși, 3 oameni, printre care 2 copii au fost uciși și alți 34 au fost răniți după ce o bombă aeriană ghidată a lovit o clădire de apartamente. Integrarea în Uniunea Europeană este obiectivul strategic al Republicii Moldova, iar asta va fi scris în Constituție. Rezultatele referendumului din 20 octombrie privind aderarea Moldovei la UE au fost validate astăzi de către Curtea Constituțională. De asemenea, în legea supremă va fi scris că identitatea poporului Republicii Moldova este europeană. Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se confirmă rezultatele referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024. 2. Se constată că la referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024 au fost incluși în listele electorale 3.020.814 de alegători. Astfel, Constituția va fi completată cu un nou capitol în care va fi scris că integrarea în UE este obiectivul strategic al Republicii Moldova, iar identitatea poporului Republicii Moldova este europeană. Preambulul se completează cu 2 aliniate noi, cu următorul cuprins. Reconfirmând identitatea europeană a poporului Republicii Moldova și irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova, declarând integrarea în Uniunea Europeană drept obiectiv strategic al Republicii Moldova, Constituția se completează cu titlul 5 prim cu următorul cuprins. Titlul 5 prim. Integrarea în Uniunea Europeană. Articolul 140 prim. Aderarea la tratatele constitutive și la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. 1. Aderarea Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, se stabilește de Parlament prin lege organică. Hotărârea este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Referendumul din 20 octombrie a trecut la limită după ce 50,38% din alegători au spus da modificării Constituției în vederea aderării Moldovei la UE, diferența față de opțiunea nu fiind de doar 10.564 de voturi. Ziarul de gardă a pătruns din nou în rețeaua fugarului Ilan Șor și a arătat cum a fost fraudat referendumul. Я сразу говорю, да, что против референдума. Против референдума. И против Майсанки. Не против, а за кого угодно, только не за меня. Timp de 3 luni, un reporter care s-a infiltrat printre oamenii lui Șor a documentat din interior activitatea acestei rețele și a aflat cum se va acționa în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Revenim cu mai multe dezvăluiri în jurnal. Au avut loc noi descinderi în țară la activiștii lui Șor implicați în schema de corupere a alegătorilor. Au fost percheziții la 12 reprezentanți ai Partidului Victoria din mai multe raioane, iar o persoană a fost reținută. Aseară, poliția a anunțat că 11 lideri teritoriali ai organizației Șor au fost reținuți după o serie de percheziții în diferite localități.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins azi dimineața acasă la 12 reprezentanți ai blocului Victoria din Hâncești, Călăraș, Strășeni, Nisporeni, Criuleni, Florești și Orhei. Cei 12 reprezentanți sunt bănuiți că ar fi oferit mijloace bănești alegătorilor în vederea exercitării de către aceștia drepturilor electorale în favoarea unui candidat înregistrat în cursa electorală la alegerile prezidențiale. În același timp, liderul organizației teritoriale a blocului Victoria din Cimișlia a fost reținut. CNA a publicat interceptări audio în care persoanele vizate vorbesc despre cum să voteze în turul 2 al alegerilor. Nu știu ce tot îi zice, la второй. Обязательно, обязательно. Знаете за кого? Да, да. Этого, его. Который с первым, да? Ну, он. Есть на выборах он и она. Два кандидата. Да, 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 я понял. Вы поняли за кого? Da. Ну хорошо, что бы там бы ни было, Петрая, вы же знаете, есть адвокат. Aseară, poliția a anunțat că 11 lideri teritoriali ai organizației ŠOR au fost reținuți. Asta după ce în perioada 29-30 octombrie au fost efectuate peste 30 de percheziții în Chișinău, Orhei, Florești, Sângerei, Dubăsari, Criuleni, Șoldănești, Ocnița, Edineț, Nisporeni și Cimișlia. Descinderile s-au făcut inclusiv în baza declarațiilor făcute de persoanele care colaborează cu ancheta. Am chemat la dânsul și i-am spus că el s-a de primit bani și am spus că eu nu-s poate duce la dânsa, dar să-i le duc eu. Și zic cât? Și eu zic 1600. Și eu spus, votați-o pe ei. Și spuneți acolo pe unde, nu spuneți pe ceata. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri, care ar urma să fie confiscate, inclusiv vehicule și bunuri de lux, dar și telefoane mobile, tablete, bani, materiale electorale, liste ale persoanelor vizate în anchetă și bonuri care confirmă anumite transferuri bănești. În ultimele săptămâni, poliția și procurorii au descins cu 10 de percheziții la oamenii lui ŠOR în dosare de corupere a alegătorilor. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, pe parcursul lunii octombrie și septembrie, 39 de milioane de dolari au ajuns din Rusia pe conturile a 138.000 de moldoveni. CNA a aplicat amenzi de peste 2 milioane de lei pentru cei care și-au vândut votul. Cei care denunță schema și cooperează cu ancheta pot scăpa de amendă. Anterior, fugarul ŠOR a recunoscut că transmite bani în Moldova, susținând că plățile sunt legale. 40 de angajați din cadrul Agenției Servicii Publice au fost suspendați din funcție după ce s-a descoperit că aceștia ar fi primit bani pentru votul din 20 octombrie. Mai multe la acest subiect ne spune colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Daniela! Bună seara, doamnelor și domnilor! Despre faptul că cei 40 de angajați au fost suspendați din funcție, a anunțat astăzi instituția printr-un comunicat. În mesaj scrie că persoanele ar fi primit bani din partea Federației Ruse prin aplicația PSB pentru votul lor la alegerile și referendumul din 20 octombrie, faptele fiind verificate în cadrul unei cauze penale. Verificările au fost inițiate de agenție în colaborare cu Procuratura Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției. În rezultat, ASP a inițiat o anchetă de serviciu, având în vedere că persoanele au acces la bazele de date din registrele de stat, aflate în gestiunea instituției. Astfel, cei 40 de angajați au fost suspendați din funcție pe perioada desfășurării anchetei. Atât la acest subiect, Daniela. Diana, îți mulțumesc! O nouă investigație a ziarului De Gardă arată cum rețeaua fugarului Ilan ŠOR a acționat pentru a frauda referendumul republican și cum lucrează pentru a-l susține în turul 2 pe Alexandru Stoianoglo. În material se arată cum oamenii erau racolați pentru a aduce cât mai mulți susținători, care ulterior urmau a fi convinși să aleagă opțiunea nu la plebiscit, iar pentru asta urmau să fie remunerați. Alexandru Stoianoglo nu a comentat cele relatate în investigație, iar șeful de campanie al acestuia a negat că ar fi susținut de rețeaua lui ŠOR. Jurnalistul de la ziarul De Gardă, Natalia Zaharescu, s-a infiltrat printre oamenii lui ŠOR în perioada electorală, pe la mijlocul lunii septembrie. Aceasta a folosit un pseudonim și a mers la o manifestație organizată de oamenii lui ŠOR. Noi, за партию Блок Победа, и хотим, записываем свою команду, желающих, симпатизантов.
И для того, чтобы записать, нужно пойти в офис, там зарегистрироваться. Нужно иметь при себе данные, ну, паспортный паспорт. И вас с одной стороны, с другой фотографируют, и ваши фотографии. Вы как бы будете симпатизант. И вам как бы вот он через какое-то время открывает счет. И будете на ваш счет будут приходить деньги. Журналиста a fost înregistrată în calitate de activist, ceea ce înseamnă că trebuia să racoleze simpatizanți. Iar pentru asta urma să fie răsplătită cu bonusuri. Așa erau numiți banii, pentru a nu fi demascați cei implicați. În material, activiștii lui Șor vorbesc despre faptul că, în primul tur, ținta este referendumul. Mai exact, oamenii trebuie îndemnați să aleagă opțiunea nu. A когда я им говорю, я сразу говорю, да, что против референдума. Против референдума. И против Майсанды. Не против? А. За кого угодно. Только не за меня. Cu cât mai mulți oameni aduc activiștii, cu atât mai multe bonusuri vor primi. Nu говорите, что они что-то будут получать. Вам ничего не дадут за то, что привели меня? Конечно, нет. Потому что придадут 2000. Însă, pe lângă faptul că trebuie să ademenească oameni, activistul trebuie să se asigure că fiecare dintre simpatizanți a fost convins să bifeze nu la referendum. Iar pentru asta, oamenii din rețeaua lui Șor veneau cu sperietori, folosite adesea de Federația Rusă. 30-20-10-i годы, здесь жили români. Короче, как только референдум поменяет конституцию, будет, как я вам сказала, только что, конвенция о возврату земель с собственником, что разрешает это гомосексуализм пропагандировать. И есть программа сексуального развития с 3 лет детей. В 9 лет они должны сексом уже в школе заниматься и показывать все как... Журналиста sub acoperire a fost invitată și la întruniri cu viitorul președinte, iar pentru participarea la una dintre acestea a fost remunerată cu 400 de lei. Întâlnirile s-au desfășurat cu candidații din primul tur, Vasile Tarlev și Victoria Furtună, care au negat anterior că ar avea vreo legătură cu Ilan Șor. Eu am să fiu președintele tuturor. Cu toate acestea, cu o zi înainte de primul tur, numele celor doi candidați au fost anunțate pentru a fi votați din partea lui Șor. Da, n-am neperidală atât message Victoria Furtună, da? Da. Este în крайnim случае, тогда Tarlev. Primul tur a trecut, iar activiștii lui Șor au pornit campania pentru turul 2, se arată în investigație. Aici se pare că rețeaua Fugarului a pornit activitățile de susținere a candidatului socialiștilor Alexandru Stoianoglu. Что нужно не бойкотировать, а приходить именно 3 ноября и голосовать против Санды. То есть за любого, то есть второго кандидата, но не за. Но там только один второй кандидат, это Стояноглу. Да. Candidatul socialiștilor Alexandru Stoianoglu nu a comentat aceste informații, iar șeful de campanie al acestuia, Victor Țvircun, a negat că Stoianoglu ar fi susținut de rețeaua lui Șor. În toată investigația, cei care racolează sau promit bani pentru votarea unei anumite opțiuni se prezintă membrii ai blocului Victorie. Marina Tauber, secretara blocului, care apare și ea în imagini, nu a răspuns la apel pentru a comenta implicarea blocului în racolarea oamenilor și mituirea lor. Rezultatul strâns al referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va afecta relațiile dintre țara noastră și partenerii externi. Scorul la limită al plebiscitului este de fapt cât o victorie în contextul dezinformării, falsurilor și cumpărării voturilor din ultimele luni. Asta declară mai mulți ambasadori străini acreditați la Chișinău, care spun că Moldova va fi susținută în continuare în parcursul său european. Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, Jaromír Prišek, spune că scorul strâns la referendum nu va avea consecințe asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană și țara noastră. Rezultatul e valabil și toată lumea știe că a fost obținut în ciuda unor presiuni masive din partea celor interesați la conservarea unor deficite de transparență în societatea moldovenească, în administrația publică din Republica Moldova, adică aici mă refer la Federația Rusă și oligarhii. Ambasadorul spune că o anumită parte a legăturilor s-a lăsat influențată de mesajele false privind Uniunea Europeană care vin din Federația Rusă. Unii alegători se lasă mințiți sau nu știu cum se spune, adică că cred poveștile acelea că Uniunea Europeană îți va... adică interzice să ai o familie normală, eu
minciună. E ceva, e un nonsens absolut. Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova spune că țara noastră va fi în continuare susținută de partenerii externi. Moldova a reușit la продолжать европейскую интеграцию, значит, мы будем помогать интегрироваться. У меня пока нету никаких сигналов, что Европейская комиссия как-то будет менять свои отношения к переговорам и что другие партнеры как-то будут менять свои отношения к Moldove. Ambasadorul a vorbit și despre cazul altor state care au organizat referendumuri înainte de aderare și la fel au înregistrat un rezultat strâns. И тут я хотел бы сказать, что Молдова тут чем-то не является особенной. Таких референдумов и голосований в Европейском Союзе и вообще в мире очень много, где решается с небольшим перевесом. И вступление, и выступление. Iar șeful delegației UE la Chișinău, Ianis Mazeic, spune că rezultatele referendumului vor sta la baza parcursului european al Republicii Moldova. Для нас референдум это составляющий факт. Голосование состоялось, большинство проголосовало за. Для нас это основание для того, чтобы продолжать работу, которая уже у нас была очень хорошо начата, поскольку Республика Молдова уже является кандидатом на членство в Евросоюз, начат процесс переговоров, начал процесс скрининга, который уже идет. Totuși, partenerii externi spun că sunt îngrijorați de amploarea dezinformării, falsurilor, dar și a cumpărării voturilor care au avut loc în Moldova în ultimele luni. Ну, конечно, у нас есть опасения о том влиянии, которое может оказать и дезинформация, и пропаганда, которая исходит из России, и тем более та информация о покупке голосов на голосовании. Для нас важно то, чтобы голоса граждан Республики Молдова заслуживались, а не покупались. Candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, este așteptat astăzi la o ediție specială a emisiunii În Profunzime, care va începe la ora 21. Emisiunea va fi realizată împreună cu partenerii dezbaterilor electorale de la ProTV, Promolex, Newsmaker, Radio Europa Liberă, dar și Ziarul de Gardă. Candidatul socialiștilor, Alexandru Stoianoglo, nu a acceptat invitația de a veni la o ediție specială a emisiunii, ce urma să aibă loc aseară. Au încercat să incendieze ușa de la intrarea în sediul Comisiei Electorale Centrale, dar și mai multe mașini de pe teritoriul Inspectoratului General al Poliției. Este vorba de două femei și trei bărbați din Slobozia și Tiraspol care au fost reținuți. Aceștia ar fi primit indicațiile de la o persoană din Moscova. Potrivit poliției, primele acțiuni ale suspecților au fost documentate acum câteva zile, când unul dintre membrii grupului a fost surprins în apropierea parcării IGP în timp ce făcea fotografii la mașinile de pe teritoriu. Când a fost întrebat de ce face asta, bărbatul s-a încurcat în declarații și nu a putut explica motivul. Între timp, alte persoane au fost observate cum fotografiază mașinile de pe teritoriul Comisiei Electorale Centrale și a altor instituții. Cel pribuit în Chișinău, că... Ce за акция? Поджог, подготовка горючей смеси у определенного здания, узнать адрес, узнать, как дежурит милиция, патрули. Кто давал адрес, кто давал указания и как давали тебе указания? Через сеть Telegram. În imagine apare unul dintre membrii grupului care a fost reținut în această dimineață împreună cu alte persoane, în timp ce încercau să incendieze ușa de la intrarea în sediul CEC. În timpul audierilor, aceștia au declarat că au fost racolați de un bărbat pe nume Vladimir, care la moment se află în Moscova, Federația Rusă. Pentru aceste acțiuni le-a fost promisă suma de 5.000 de dolari, care urma să le fie transferată de bărbatul din Moscova. Вы еще где-то должны были сделать поджог, какие-то конкретные адреса? Вот на сегодня только. На другие дни были еще какие-то указания? Безусловно, на 10 месяцев вперед. На 10 месяцев вперед? Какие именно? Любая государственная. Câțiva dintre suspecți au fost reținuți noaptea trecută în timp ce încercau să incendieze câteva automobile din parcarea IGP. Владимир пишет, что есть работа, готовы взять. То есть у него также есть куратор. А куратор кто у него? Знаю точно, что это связано с ЧВК Вагнер. Cele 5 persoane originare din Slobozia și Tiraspol au fost reținute pentru 72 de ore, iar procurorii pe CECOX urmează să decide dacă vor solicita să fie plasate în arest.
Continuăm cu alte subiecte. Studenții de la Universitatea Pedagogică din Chișinău sunt nevoiți să îndure frigul în căminul în care locuiesc și care nu a fost conectat până acum la căldură. Încălzim cu o plapă mai grosuță. Dacă este mai frig, luăm o coftă. Pe noi, de genul, nu dormim în lingerie sau de genul. Dacă este foarte mai rece, mai punem câte o sticlă de apă caldă sub pătură și așa ne încălzim. Ce alte metode folosesc studenții pentru a se încălzi și ce spune administrația căminului, aflați imediat. Liceul Gheorghe Asache din Capitală a găzduit astăzi o lecție despre incluziunea copiilor cu dizabilități în mediul școlar. Peste 250 de elevi din mai multe instituții din oraș au învățat despre importanța empatiei, acceptării și sprijinului reciproc pentru colegii lor cu nevoi speciale. Cursul, care a fost unul interactiv, a fost susținut de o echipă de psihologi și experți în educație inclusivă. Și Renuța, ți-ai făcut referatul? Da, l-am făcut. O, da, de și minune mi-a făcut. O? La lecția de azi, specialiștii au vorbit despre barierele pe care copiii cu dizabilități le întâlnesc în mediul școlar și despre importanța empatiei și a sprijinului din partea colegilor. 1, 4, 4, 4, 4, 4. Printre cei prezenți la eveniment a fost și Maria Rabei, o elevă în clasa 11-a cu cerințe educaționale speciale. În discursul său, tânăra a vorbit despre relația cu colegii, dar și despre adaptarea la școală. Я пришла в класс, меня приняли хорошо, по интересам, наверное, тогда в начальной школе. Я действительно общалась тогда с несколькими девочками, с остальными одноклассниками. У нас были просто простые нейтральные, но приятные взаимоотношения. Scopul acestui curs a fost să creeze o comunitate școlară mai unită, iar elevii spun că au plecat acasă cu lecția învățată. Eu cred că este foarte important să includem copiii cu dizabilități în clasele noastre și chiar în școli. Susțin toți elevii ca să încerce să fie mai înțelegători cu persoanele cu dizabilități și nu numai. Lecția aceasta este foarte importantă, mai ales pentru noi să fim aici, că avem o șansă să redăm și la alții care nu știu sau sunt mai puțin informați. Evenimentul este parte a campaniei Învățăm împreună, implementat de Ministerul Educației împreună cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF. O școală inclusivă este o școală unde copiii comunică și activează umăr la umăr, nu alături, dar împreună. Asta este important, să transmitem acest mesaj către elevi, ca ei să fie acel motoraș care schimbă școala. Astfel de lecții urmează să fie organizate și în alte instituții de învățământ din țară. O explozie s-a produs în această dimineață într-un apartament din sectorul Botanic al Capitalei după o scurgere de gaz. Un bărbat de 84 de ani a ajuns la reanimare. În urma exploziei care s-a produs în bucătăria apartamentului, a avut de suferit și o femeie în vârstă de 88 de ani care nu a avut nevoie de spitalizare. Potrivit IGSU, trei echipe de pompieri și salvatori au fost trimise la fața locului. Cauzele exacte ale deflagrației urmează a fi stabilite. Atenție, șoferi, începând de mâine, 1 noiembrie și până pe 31 martie, inclusiv conducătorii auto, sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire a farurilor conectată chiar și pe timp de zi. Potrivit poliției, aceste măsuri sunt pentru a reduce riscul producerii unor accidente rutiere din cauza vremii instabile specifice sezonului rece. Ploaia, ceața și alte fenomene meteo reduc semnificativ vizibilitatea în trafic. Șoferii care vor încălca regula vor fi trași pe dreapta și se vor alege cu amendă de până la 300 de lei. Frig afară, frig și în căminele studențești. Tinerii care învață la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Capitală nu au primit căldură în căminul în care locuiesc. Așa că noaptea unii se încălzesc cum pot. Își pun sticle cu apă fierbinte sub plapumă sau se îmbracă în câteva rânduri de haine. Administratorul căminului spune că în aceste zile va fi căldură. Cristina este studentă în anul întâi la specialitatea business și administrare. Tânăra spune că îi place viața la cămin, dar odată ce afară s-a răcit, este nevoită să îndure frigul. Am dorit să se pornească căldură,
Pentru că vine sezonul rece, iar când vii de la baie sau vrei să te schimbi, simți un pic de frig în spinare și nu cred că este bine. Ca să se încălzească, tânăra îmbracă mai multe haine groase, ciorapi de lână și are câteva plăpumi. Cumva este o foarte mare, pentru că tu stai și la colegi în frig și la cămin în frig, iar trebuie de rezolvat cu problema asta. Noaptea unii studenți se încălzesc cu sticle cu apă fierbinte. Încălzim cu o plapă mai grosuță. Dacă este mai frig, luăm o coftă, pe noi genul nu dormim în lingerie sau de genul. Dacă este foarte mai rece, mai punem câte o sticlă de apă caldă sub pătură și așa ne încălzim. Deși reșourile ar fi o soluție în această perioadă, ele sunt interzise. Nu avem încălzitor, în plus, din ce am înțeles, nu se poate, dar ne îmbrăcăm puțin mai gros. Așteptăm afară să facă mai puțin de 8 grade timp de 3 zile, să pornească căldura. Administrația căminului spune că a solicitat energia termică și urmează să o primească în curând. Din spusele de administrație, deja toate documentele sunt pregătite, sunt transmise la termoelectrică. Căldura este preconizată 31 sau pe 1, depinde cum ne ajunge rândul. Vreau să informez că conectarea ține nemijlocit de solicitările consumatorilor. Din momentul ce apar solicitările de conectare, noi imediat conectăm cât blocuri locative, cât și alte categorii de consumatori la agentul termic. Potrivit reprezentanților termoelectrica, 52 din cele 94 de cămine studențești din capitală au căldură. 23 de cămine vor fi conectate după ce vor semna fișa tehnică, iar 19 după ce vor trimite solicitări. Spania se confruntă cu cel mai grav dezastru provocat de inundații din ultimele decenii, cu cel puțin 158 de morți și 10 de dispăruți, printre care și 16 români. Numărul victimelor este așteptat să crească. Între timp au fost ridicate întrebări cu privire la modul în care autoritățile spaniole au răspuns la o furtună extremă. Revenim cu detalii în jurnal. Harkov, cel mai mare oraș ucrainean din nord-estul țării, a fost bombardat de ruși noaptea trecută. Trupele ruse au lovit o clădire rezidențială cu 9 etaje, ucigând 3 persoane și rănind alte 34. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că blocul de locuit a fost lovit de o bombă aeriană ghidată, o armă puternică utilizată pe scară largă de ruși, și a cerut partenerilor să-l oprească pe Putin. Clădirea cu 9 etaje din Harkov a fost lovită în toiul nopții când oamenii dormeau. Atacul a fost efectuat cu o bombă aeriană controlată. Din imagini se vede că 4 etaje ale clădirii au fost complet distruse. De asemenea, se poate observa că în curte au ars și mai multe mașini. Salvatorii au intervenit ore în șir pentru a scoate oamenii de sub dărâmături. Totodată, forțele ruse au atacat noaptea trecută un pod strategic din Zatoka. Вот он идёт. Это в реальном времени, да? Да, это реально. Это беспилотник. Вот он сейчас шарахнет. Второй был такой же? Нет, один. Acest pod care leagă Belgorod-Dnestrovsk de Odessa reprezintă o linie feroviară și auto importantă în regiune și a fost vizat de mai multe ori de atacurile rusești. Nu se știe deocamdată dacă podul a fost avariat în acest ultim atac, înainte fiind reparat de nenumărate ori. Pe front, armata rusă este aproape de o victorie majoră în estul Ucrainei, unde în ultimele săptămâni a reușit să ocupe sute de kilometri pătrați. Situația în direcția Pokrovsk rămâne tensionată, iar Kievul este îngrijorat că sosirea militarilor nord-coreeni în regiunea rusă Kursk ar putea oferi Moscovei un avantaj nesperat în război. Aflat într-o vizită în Islanda, președintele Ucrainei s-a arătat nemulțumit de felul în care a reacționat Occidentul la anunțul că soldați nord-coreeni ajută trupele ruse. De asemenea, Volodymyr Zelensky s-a arătat dezamăgit de felul cum unii parteneri au răspuns la planul său de victorie. You know, a little bit pressure on us, they said, from some leaders. Yes, because you want too much. Too much for what? We want to live.
Zelenski a dezvăluit că Ucraina a primit numai 10% din ajutorul militar aprobat de Congresul SUA mai devreme anul acesta. Uniunea Europeană a suspendat procesul de aderare a Georgiei la blocul comunitar, a anunțat la Tbilisi ambasadorul UE în Georgia. Acesta a citat raportul anual privind politica de extindere, în care Comisia Europeană a anunțat că nu va putea recomanda deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu această țară, decât dacă își schimbă cursul. Due to the course of action taken by the Georgian government, EU leaders have stopped Georgia's accession process. It remains on hold as long as Georgia continues to move away from the European Union, our values and our principles. Potrivit lui Hercinski, după ce Georgia a primit pe 14 decembrie 2023 statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, partidul de guvernământ Visul Georgian nu a făcut progrese semnificative în implementarea reformelor. Since last year's report, Georgia has made insignificant progress on implementing most of the 9 steps. Today's report shows clear backsliding on the steps related to the fight against disinformation, political polarization, on elections and on human rights. Partidul Visul Georgian, care se află la putere din 2012, a obținut o victorie în alegerile legislative organizate sâmbătă, însă opoziția nu recunoaște aceste rezultate. Președinta Salome Zurabishvili a denunțat un sistem sofisticat de fraudare în acest scrutin. Ea a anunțat că refuză să se prezinte la audieri după ce a fost convocată de către parchetul georgian în cadrul unei anchete cu privire la această presupusă falsificare. Observatorii internaționali au constatat nereguli în aceste alegeri, iar Uniunea Europeană a cerut o anchetă cu privire la aceste acuzații. Scrutinul a fost considerat un test al viitorului european al Georgiei, care are ambiția să adere la UE și NATO. Partidul la putere, acuzat de o derivă autoritaristă și de faptul că vrea să arunce țara în brațele Moscovei, a dat asigurări cu toate acestea că va continua aceste obiective înscrise în Constituție. Un nou succes pentru țara noastră la campionatul european de haltere. În categoria de până la 20 de ani, Alexandrina Ciubotaru a cucerit o medalie de aur și două de argint, devenind vicecampioană europeană. Succes important și pentru Atletico Mineiro, care s-a calificat în finala Cupei Libertadores. Brazilienii au trecut în dublă manșă de River Plate, fanii argentinieni creând o atmosferă infernală în retur. A erupt și tenismenul Andrei Rublev. Rusul a încercat să-și distrugă racheta de genunchi și s-a lovit până a început să sângereze. Rublev a avut criza de nervi la Mastersul din Paris, unde au fost eliminați mai mulți favoriți. Cine sunt aceștia, aflați la știrile din sport. Numărul morților din cauza inundațiilor din Spania continuă să crească și a trecut de 150, dar bilanțul poate crește foarte mult, întrucât există și un număr mare încă necunoscut de dispăruți. Nu se știe nimic nici de soarta a 16 români. Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că printre persoanele decedate în urma inundațiilor devastatoare din Spania nu se află cetățeni moldoveni. Locuitorii orașului spaniol Chiva din regiunea Valencia nu se pot recupera după șocul provocat de cea mai mare inundație din ultimele decenii. Infrastructura a fost distrusă, mașinile au fost spălate, casele au fost inundate. O viitură extrem de violentă, aproape ca un tsunami, a lovit localitatea Paiporta de lângă Valencia. În 5 minute se llenó todo hasta arriba. Esta calle yo nunca la había visto inundada jamás. Y bueno, pues eso, es que vino en tromba rápidamente, empezó a llenarse, pero en cuestión de minutos. Esto fue
Aloestia. Într-una dintre mașinile luate de ape se afla o familie, tatăl, mama și un bebeluș de 3 luni. Doar bărbatul a scăpat cu viață. Viiturile au lovit într-un moment în care oamenii se întorceau de la serviciu marți seara, iar șoselele care leagă Valencia de așezările mai mici de la periferie erau aglomerate. Au scăpat cei care au reușit să iasă la timp. Pues un poco una pesadilla porque no nos podíamos mover y empezamos a salir de los coches, de 3 carriles que habíamos. Y dejamos los coches tirados y empezamos a subir por aquí. Pero intentamos también coger a más gente, pero el agua ha arrastrado, seguro que hay más fallecidos porque el agua se ha llevado a personas que habían bajado de los coches. La o zi de la dezastru, unele căi de acces către Valencia sunt în continuare blocate de mașinile luate de viitură. Peste 1000 de soldați au fost mobilizați în sprijinul echipelor de salvatori, care au venit în ajutorul sinistraților din aer și pe uscat. Operațiunile de căutare, salvare și identificare a victimelor sunt în plină desfășurare. A fost declarat doliu național pentru 3 zile în Spania. Spaniolii acuză serviciile de protecție civilă că au avertizat prea târziu populația, când localități întregi erau deja acoperite de ape. Presa spaniolă spune că acestea sunt cele mai dramatice inundații din Spania din august 1996 și că nimic nu prevestea că avea să urmeze un asemenea dezastru. Pagubele materiale sunt uriașe, iar guvernul urmează să aprobe declararea catastrofei pentru regiunile afectate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează o ediție specială a emisiunii În profunzime cu Lorena Bousa. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!